Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la prăjituri cu Camele. Suntem în zi, am revenit să vă arăt din nou aceste prăjituri, vedeți prăjituri proaspete și cele puse săptămâna trecută cu voi. Și să vă mai explic încă o dată pe cele se pun când este cald afară. Sunt culese de la vârful buticului de vie, unde sunt, iau ca să le culegem așa, după mărimea sărmănuțelor. Să știți că se mențin foarte bine, foarte, foarte bine. Vedeți că s-a schimbat culoarea puțin așa. Ciclele sunt tari, deci se mențin vid în interior. Și se mențin foarte, foarte, foarte bine. Le culegem pe timpul călduros, când este soare, ele sunt călduse. Și punându-le în sticlă, se creează acel vid după ce închidem și se mențin an și an. Să se spangă foarte bun. Multă lume am văzut că scrie în comentarii că au gust de iarbă. Nu este adevărat. Eu pun de foarte, foarte mulți ani. Cu trecerea anului nu mai pun la sare, pentru că încercăm să eliminăm cât de cât sarea, așa, pentru sănătatea noastră. Eu le pun așa. Cine dorește, le poate pune. Cine face cum crede. Așa, cum crede mai bine pentru sănătatea lui. Eu vă arăt cum le pun eu, le culegem. Eu le pun câte 5, am să pun câte ciclicele jos, vedeți? Așa, le pun aici jos. Suntem în vie. Eu pun așa câte 5, vedeți, frunzulițe. Eu le culeg de la vârful buticului, de sus. Așa. Deci unde sunt mai micuțe. Vedeți? Se culeg în perioada când încep să dea frunzele, că sunt proaspete, până când începe să înflorească. Perioada aceea când sunt vita de vie, este înflorită, să nu culegeți niciodată. Așa, pentru că chiar floricelele se rămâne și fără fruguraș. Deci ori culegeți înainte sau după. Înainte este foarte bine că sunt foarte, foarte fragile. Așa, și după culegeți de la vârf, deci de la frunzelițele care sunt în vârf, că sunt fragede. Și culegem după mărimea sărmănuței, dorim să facem sărmănuțe mari, culegem frunze mari. Dorim să facem frunzelițe mai sărmănuțe micute, culegem frunzelițe micute. Și le pun așa, câte aici am 2, 3, 4, 5, 6, câte 5, 6 și le răsucesc. De ce le răsucesc? Le răsucesc ca să intre în sticlă. Eu le pun în sticlă de plastic. Cam să vă arăt așa. Deci eu am umplut aici sticluța cu frunzulițe. Le introducem. Ele o să se desfacă puțin acest bastonaș. Și noi batem. De fiecare dată când băgăm în interior, batem ca să se preseze și să încapă mai mult. Eu pun în jumătate, pentru noi ajunge la pentru familia mea, de o lită așa, ca un kilogram de carne. Deci mie ne ajunge. Acum fiecare, după câte de numeroasă familia pune, un kilogram, o sticlă de un kilogram, din kilogram jumătate, sau pune numai în jumătate și deschide una sau două. Deci le puneți și le sigilați. Ele sunt calde, după ce se închide, se creeze cel vid, vedeți că le-am pus săptămâna trecută, vedeți că s-a schimbat culoarea în interior și la fel rămân și peste an. Eu am folosit și după 2 ani de zile să știți că sunt foarte, foarte, foarte bune. Au un gust foarte bun, au gust de sarmale, sarmale indică un poi de vită. Să le încercați, am intrat astăzi din mers, este super, super, super aici, este o minunăție să vă arăt. Suntem în vie, mai ca să minunăție. Suntem în vie, culegem, vă doresc multă, multă sănătate, vă mulțumesc de suflet și ne vedem și mâine.